spune individual. Au făcut performanță, au intrat în faliment. În, da, în solvență, pardon. De asta, de asta întreb care e modelul, eu nu spun. Nu, eu nu cred că este un model, ok, neapărat. Adică poți să vă faci rezultate, ok. Sigur că șanse mai mari e să faci cu bani. Dar nici asta nu este o, n-ai rețeta. Da. A fost după aia, eu am plecat la un ziceni. Și am început sarabanda aia transferurilor. Emecara, Rada, Dairo Moreno, a vorbit la Steaua. Surdu, Senego, vorbesc de Pleșan, milioane, 2 milioane, 2 milioane, domnule, spun ce n-am văzut contabilitatea, dar spun ce se sumele pe care erau vehiculate. Cum zice, ne-a câștigat campionatul în 2009, Steaua a terminat pe locul 6. Da. Pentru că Rapid a făcut 2-2 cu Iașu acasă. Dacă nu făceam ultima etapă Rapid 2-2 acasă cu Iași și bătea Rapid pe Iași cum era normal, Steaua nu prindea cupele europene pentru prima dată și singura dată în intervalul ăsta. Pentru că Steaua și mai apoi FCSB, performanța uriașă pe care foarte mulți o ignoră, este prezența continuă în cupele europene din 2003 până în 2023. Continuă în cupele europene. Mulți 20 de cupe și de... Dar nu, eu vorbesc de cup, să mergi în cupele europene, că joci două meci, un meci, că poți să joci de pandemie, da, un meci, pandemie, jucai un meci, sau că mergi în cupe, sau în semifinale, tu joci în cupele europene. Și asta a fost o activitate neîntreruptă în cupele europene. Da, da, este. Ceea ce e foarte... Deci discursul lui Marian Iancu este... Că de asta... Nu e fake. Nu, discursul nu e fake. E, sigur că... E clar că vrea pune presiune pe Danciucu, da? Marian Iancu a făcut chestia asta de, și face treaba asta de o bună perioadă de timp. Dar există o sămânță de adevăr în ce zice sau este pur și simplu propagandă? Eu zic că e undeva la mijloc. Și de ce? Pentru că cred că e o tușă prea groasă în opinia mea. De ce? Borza, Petrila, ăștia nu sunt fotbaliști... Mani. Rahmani. Rahmani, da. Adică da. Sunt oameni aduși pe bani. Dar el zice, nu trebuia dat Dugan, zici, ca dacă vrei să câștigi titlul, nu trebuie să-l dai pe Dugan, zici. L-a dus și pe Rahmani și în momentul în care, ferească Dumnezeu, pățești ceva ce cum a pățit Rahmani, nu trebuie să joci cu Stan. I have 3 days to play like my life depends on it. Giving everything on those days and going easy on the other days is what I obsess over. Because the world doesn't have much patience for Rahmani, and neither do I. Do you want to grow your business online? With 123 Reg, it's as easy as 123. Registering a domain is the first step to a successful online business. Get your perfect web address today. With hundreds of domain extensions to choose from, starting from just 99 here. With 20 years experience and expert support, we can help you every step of the way. So, what are you waiting for? 123 Reg, the simplest way to succeed online. Da. Nu-mi dau seama. De asta, tu nu crezi, Andrei, adică din reacția ta... Acum, accidentez Rahmani, da. Așa e, e adevărat, adică, da. Ce nu ți se pare corect ce e Iancu? Sau nu se pare corect cât atâta vreme cât riști sănătatea financiară a clubului. Okay. Nimic nu mi se pare corect când riști sănătatea financiară a clubului. Că de insolvență suntem sătui. Adică atâtea echipe au intrat în insolvență, cu toți oamenii ăștia care au făcut tipul ăsta de management în fotbal, cât pentru mine nu e un exemplu. Bun, dacă lucrurile s-ar fi întâmplat într-un fel ăsta și clubul ar fi existat și în ziua de astăzi, în forma respectivă și, uite, FCSB. FCSB, cum zice meme, are 20 de ani de că prinde grupa, că nu prinde grupa, că nu ia campionatul de 7 ani. Dar e acolo. Timișoara nu mai e acolo. Vaslui nu mai e acolo. Dinamo nu mai e acolo. Rapidul abia acum încearcă să revină acolo unde a fost acum 20 de ani. Bun, dar pasul următor care este? Pentru că noi observăm cum bugetele cam tuturor echipelor din țările vecine
care altă dată erau comparabile cu ale noastre, observăm cum cresc. Da. A? Și observ cum Ungaria începe să-ți ia din jucători, Polonia începe să-ți ia din jucători, din jucători ok, nu, poate nu-ți ia pe cei mai buni, da? Dar nu, încep pentru că polonezii au o altă politică, nu cumpără jucători. Iau mai mulți jucători, da, sau plătesc sume mici. Bulgaria a început să-ți ia prin Ludogoreț, doar Ludogoreț a început să-ți ia din jucători. Da. Dar vreau să spun că încep să ne depășească ca bugete. Și acum întrebarea e, scuze-mă, întrebarea e, tu, Dan Șucu, vii la Rapid și vrei să păstrezi un Rapid echilibrat financiar? Sau trebuie să sper că îl treci la nivelul următor și te apropii ca buget de ce au vecinii noștri? Păi uite, țin minte o declarație a lui Dan Șucu care spunea cât va crește fondul de salarii. Da. Cred că la asta se face cu referire Marian Iancu, pentru că la un moment dat, cumva Dan Șucu amenința celelalte competitoare că vor trebui să mărească pentru că Rapid va ajunge la un fond de salarii foarte mare. Aia țin minte, nu mai știu exact cum s-a exprimat, dar țin minte că, dacă nu chiar aici. Aici a zis că toate veți ajunge undeva la, exact. Undeva la 8 milioane de, undeva între 8-9 milioane de euro fond de salarii. E foarte mult, adică să ajungi la 700-800 de mii pe lună e foarte, foarte mult. Și el a zis că de anul ăsta, din sezonul ăsta, Rapidul va fi la, la nivelul ăla. Aici, declarația asta a amendat-o Marian Iancu cumva. Mai departe, asta cu Dugan, deci, când îi aduci un jucător pe o sumă modică sau gratis și primește o ofertă atât de bună, e greu să cred că există cineva să nu... poate că n-a venit într-un moment foarte bun pentru că nu mai aveau timp să-l înlocuiască. Doar că îl lasă pe Rahmani, să-l mai aducă și un backup la Rahmani, pentru că a fost în ultima clipă. Din cauza faptului că Arabia Saudită a prelungit perioada de transfer, de știi că a fost un scandal mondial. Opriți-vă cu asta că noi ne-am oprit că nu mai avem fereastră de transfer și ăștia transferă în continuare și le-au jucători. Da. Cred că asta a fost cumva ghinionul Rapidului. Ghinion dublat de accidentarea lui Rahmani, bineînțeles. Nu de la Petrila? Da, nu de la Petrila. Dar accidentarea musculară, eu cred că la Petrila se poate rezolva într-o săptămână. Serios? Dacă accidentarea musculară am văzut, ți-i ținea de coapsă. Nu știu de unde pornești, nu știu că spuneai că... Sau Mariana doar dacă e lângă tendon. Nu-mi dau seama cum e cu... Ce nu se bagă? Că mai zic că sunt niște rupturi. Dacă e afectat ligament sau tendon, bineînțeles că nu. Femeia are un gel care conduce curentul la zona afectată, dar e zona musculară. Nu se ocupă decât de probleme musculare. Da, deci la Petrila ar putea să intervină. Nu știu ce are Petrila, dar l-am văzut mecanismul rupturii, acum am văzut că ducea mâna, cred că are o ruptură la... Nu știu, la quadriceps, parcă am văzut, mă rog, la coapsă. Cum l-a avut 18. Money fights at the moment. And when times are tough, someone's always looking to take advantage. They know you have a busy life. And other things on your mind. Just losing concentration for a moment can be costly. Would you be able to protect yourself from fraud? I'm Dr. Elizabeth Carter, an expert in fraud. I know the many ways that fraudsters manipulate people in order to steal their money. Fraudsters are great at making their posts and websites look real. This means it's easy for you to think you're investing in something genuine, but often the company simply doesn't exist. In some cases, you may not know that you've been scammed for a long time. Fraudsters are great at pretending to be us. It's easy to think they're calling from your bank, as they'll sound professional and seem like they want to help you. This looks like an email from a real company you already have an account with. But if you click and reset your account password, it could result in you sharing important personal details with the wrong people. There is no shame in being a victim of fraud. Nearly 1 million people become a victim of fraud each year.
Yo, what's happening? Welcome to The Equalizer, a content series with Versus and Spotify where we have open and honest conversations about the black experience in women's football. This is the first ever series that is dedicated to discussing tension points for black women in the beautiful game. I'm Tara Mills. And I'm Governor B. And alongside three amazing pro players from the women's game, we're going to uncover it all. Has there ever been a time as a black or brown woman where you felt that you've had to change who you are to fit in? When I was younger, it was easy for me to be like, okay, well, I need to look this way when I'm on the pitch, and that's that. If I don't look that way, then it looks like I'm not trying. But I think now it's just about being who I am. Don't change who you are just because someone doesn't like you. Dealing with, you know, being one of, like, the only black girls on a team, things like, you know, small comments and stuff about my hair, you know, maybe I wouldn't want to, like, you know, over talk about, like, oh, I have to, like, sometimes wrap my hair when I play football because I don't want it to get wet. I think I just was kind of uncomfortable in that difference, and I, especially as a young, you know, impressionable girl, I tried to kind of fit in as much as I could, and I think I, in a way, like, I was trying to, like, you know, overcompensate for maybe my difference. Once you're more comfortable in yourself, I think others become more comfortable around about the gata de joc. Și s-a făcut. Da! Romana acum a avut trei. Trei ce? Trei lupturi. Două erau destul de mici, una foarte mare. Acum? Da. Acum. Dar cum trei de la... la... Așa s-a rupt. Deci e clar că a avut și n-a simțit durerea atât de pronunțată ca să se oprească. De la națională. Ții da, minte că da, ai spus că s-a simțit de la națională ceva și că nu a... După aia, da. Sunt oameni care... Eu, de exemplu, am pragul durerii foarte, foarte ridicat. Deci, poți să mă bați, bine, nu e cazul, dar așa să duc oricât. N-am probleme. Să vezi cum intrai. Am jucat, da. Am jucat, am jucat 35 de minute fotbal cu fractură de maleol, cu deplasare. Just like that. Okay. Da. E o performanță. Ia să-mi pierd piciorul. Dar am fost bine. Pentru că discursul ăsta vine după prestația Rapidului de ieri. Da? O prestație care iarăși este condiționată. Da? Bergodine fiind un tip care îți facă turnover. Și atunci când te trezești cu niște jucători pe care nu ai văzut pe unii de foarte mult timp, Andrei, te gândești, poți să joace mai bine, nu poți să joace mai bine. Ce culege pentru derby din punctul tău de vedere? Culege ceva pentru derby Bergodi din meciul de derby? Eu cred că a protejat prea mult derby, eu crezând că meciul de derby e foarte ușor. Așa și inclusiv la pregătirea mentală a jucătorilor. Eu cred că s-au întâmplat mai multe lucruri care a condus Rapidul să arate cum a arătat aseară. Dar, dincolo de asta, mie nu-mi displace tipul ăsta de management. Poate sunt subiectiv, dar mie îmi plac lucrurile mai sănătos făcute decât aruncatul cu bani și după aia să ne uităm după echipă, că una e în faliment, una e în insolvență. Noi ne-am și fript de foarte multe ori. Și acum noi nu mai... Și dacă ne-ar veni, de exemplu, mâine, un tip care ar zice, care ar avea foarte mulți bani, da, miliardar, și ar începe să dea cu bani, să bage bani într-o echipă, noi ne-am uitat chiorâși la el, cred că. Ne-am uitat la el ca la unul care te-a așteptat din zi în alta să pună la pe club. Dacă nu promotă clubul, nu ne-am uitat chiorâși. Să vină... dar să nu împrumute clubul, că știi că vii și împrumuți clubul și spui că ești un mare investitor, dar tu de fapt își cer banii după aia pe care ai băgat și e normal. Deci nu capitalizezi clubul, ci împrumuți clubul. Sunt două lucruri diferite din punctul meu de vedere. Dar așa vorbesc toți ăștia de afară, toți ăștia mari, niciodată un club nu se bugetează prin performanță sportivă. Niciodată. Pentru că riști să pățești și a pățit Dinamo. Bagi o grămadă de bani că vrei Liga Campionilor și dacă e un offside, dacă dai de un arbitru, dacă ți se întâmplă ceva și nu ajungi în Liga Campionilor, ce faci? Ai riscat 10 milioane ca să câștigi 20 din cum era pe vremea aia din Liga Campionilor? Și ai faci așa ceva? Nici la cazino nu faci așa ceva. PSM,
George Andrade, Cecinia, Pici Bull, și așa mai departe, toată pleiada aia de jucători. Da. Corea, Corea de Sud, cum zice, Corea de Nord și Corea de Sud. Și rezultate? Fie în bătună, cum zice. Da? Corect. Goluri Mara și Bilal. Dar cred că nu s-a dezintegrat, că după un tur de campionat nu s-a dezintegrat, acolo povestea, parcă mai rămăsese doar să a jucat Ion Paul Andrade, adică... Da, da, erau Julio Cesar, erau doi de Julio Cesar, da. Dar amândoi stăteau pe vreo 400 de mii de câte am înțeles. Da. 400 de mii salarii. Da, da. Cum Spadasiu, da. Spadasiu. Mi-a zis în fie pe mine. Crezi că e român, dar nu era. Bun, Darius Olaru a vorbit în, din nou în exclusivitate despre Dej. Nu ne prinde într-un moment tocmai bun din cauza rezultatelor. Cred eu că și în anii trecuți, adică anul trecut, de la un derby cu Rapid, a plecat o serie foarte bună a noastră și sperăm ca și în acest an să fie la fel. Ce poate să facă diferența într-un astfel de derby? Cred eu că micile detalii, lucrurile pe care le pregătim în timpul săptămânii, trebuie să le punem în practică la joc și să arătăm